Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Puls din start și ca de obicei vreau să vă aduc sincere mulțumiri că sunteți alături de noi atât pe rețelele de socializare, Facebook, YouTube și TikTok, dar și pe Orizont TV, acolo unde în rețeaua Moltelecom suntem pe poziția 36, în rețeaua Orange suntem poziția 33 și în rețeaua Starnet suntem poziția 48. Luna aceasta sau săptămâna patimilor a început cu un anunț foarte important pe alocuri văzut de unii venit din partea președintelui Maia Sandu, care cheamă lumea la o mare adunare națională. Pe de-o parte, unii care au participat în anii 89-90 la marele adunări naționale spun că nu este chiar corect să vii cu asemenea denumire, copiind un simbol al istoriei Republicii Moldova. Pe de altă parte, alții au bătut din palme și au zis că da, trebuie să ieșim cu toții pentru a susține ideea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Dânsa a spus că ar trebui să ieșim în piață, să arătăm susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova. Și aici, mie ca jurnalist, mi se învin în minte și alte mersuri spre Uniunea Europeană. Prin 2005, dacă nu greșesc, Vladimir Voronin a început să facă pași spre Uniunea Europeană. Apoi, în 2010, Alianțele pentru Integrare Europeană au făcut pași spre Uniunea Europeană. Partea cea mai proastă, că în spatele acestui mers spre Uniunea Europeană au avut loc și multe jafuri. Jaful bancar și alte fraude făcute de acei politicieni pro-europeni de atunci. Bun, dacă vorbim despre evenimentul din 21 mai, mulți au spus că da, vom ieși, vom susține pe Maia Sandu, chiar dacă sunt rivali politici. Alții au spus că nu vor să participe la un eveniment sau la o adunare de partid. În această seară am chemat mai mulți lideri de partide extraparlamentare care să ne spună dacă merg în data de 21 mai la acea adunare pe care o face președintele Maia Sandu, președinția și guvernul, sau nu? Și în ce măsură, într-adevăr, este un simbol care trebuie să dea un impuls spre Uniunea Europeană sau este doar un eveniment de PR politic? Am să încep cu doamna Pavlicenko, liderul Partidului Național Liberal. Doamna Pavlicenko, să rămână și bine ați venit la emisiunea. Bine v-am găsit, dar fac o rectificare. Vă rog. Sunt unul dintre liderii Partidului Național Liberal, dacă putem spune așa, pentru că nu sunt președinte. Am dat demisia în 2019 și fac parte ca membru al biroului permanent central. De asemenea, invitat este președintele Partidului Social-Democrat European, Ion Sula. Bună seara, domnule Sula, bine ați venit la emisiunea Puls. Bună seara. Discutăm de asemenea cu fostul primar, interimar și lider al Partidului Puterea Oamenilor, Ruslan Codreanu. Bună seara, domnule Codreanu, bine ați revenit la emisiunea Puls. Invitat de asemenea este colegul meu, analistul politic Corneliu Ciurea. Bună seara, domnule Ciurea, bine ați revenit în platoul emisiunii Puls. Noi cu dumneavoastră ne-am întâlnit în diverse platouri și tot timpul ați fost, nu știu cum, ba un euro-optimist, ba un euro-sceptic. Într-un final ați spus că sunteți, de fapt, un euro-pragmatic. Acum sunt un euro-obosit. Am înțeles, domnule Ciurea. Eu vreau să vedem încă o dată declarația pe care a făcut-o Maia Sandu și încep discuția cu fiecare. Imediat colegii o să afișeze acea declarație. Nu o dau toată, fiindcă la un moment dat doamna președinte a rămas fără prompter și mesajul dânsei a mers mai greu. Am scos ideea principală. Adunarea Națională Moldova Europeană va fi organizată la 21 mai în Piața Mare Adunării Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Vin cu un îndemn către toți oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, organizații neguvernamentale, antreprenori, medici, oameni de cultură, angajați în sectorul privat, funcționari publici, împreună să sprijinim visul nostru comun, să demonstrăm că noi vrem pace, vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă, așa cum ne-am adunat când am cerut independența și am obținut-o, așa cum ne-am adunat și ne-am apărat democrația și am rezistat în cele mai grele timpuri. Așa să ne adunăm și acum. Doamna Pavlicenko, eu am să încep discuția cu dumneavoastră, sunteți politicianul cu cea mai multă experiență dintre noi toți. De ce doamna Maia Sandu încearcă cumva să-i dea o tentă istorică acestui eveniment din 21 mai și în ce măsură este corect să spui Marea Adunare Națională și dacă nu cumva pentru cei care reprezintă latura unionistă nu înseamnă o blasfemie? Trebuie să recunoaștem într-adevăr că atunci când se pronunță cuvintele Marea Adunare Națională, gândul ne duce la ceea ce s-a întâmplat când am luptat pentru limbă, pentru alfabet și pentru independență, pe care sau despre care mai mulți acum spun că a fost făcută și proclamată în ideea că peste puțin timp avea să se producă și reunificarea cu România. Dar m-ați întrebat de ce s-a întâmplat așa. Eu cred că o variantă
că președintele Sandu a vorbit despre Marea Adunare Națională, este că, într-adevăr, se presupune că în amintirea oamenilor au rămas acele momente, într-adevăr, de glorie istorică, când populația noastră voia să se rupă din Uniunea Sovietică și au venit atunci, erau sigur că alte vremuri, au venit frumos uniți în Piața Mare a Adunării Naționale și au luptat pentru limba, alfabet, pentru independență și a fost într-adevăr un rezultat bun și se crede că, amintindu-și aceste momente, deși de fapt au trecut ani buni de atunci, lumea va veni din nou. Însă vremurile, haideți să recunoaștem că s-au schimbat, acum sunt e altceva și de fapt aici se simte o ușoară, ca să nu zic mai mult, deviere sau abatere de la esența istorică națională spre o esență europeană, așa cum am eu obiceiul să mă exprim, circumcizionată de valori naționale, pentru că în discursul mai Sandu nu am auzit nimic adresat partidelor pro-românești, unioniste, doar partidelor europene, deși toți cunoaștem cu toții și spunea și regretatul Constantin Tănase că unioniștii sunt cei mai autentici pro-europeni, pentru că spunând vrem unirea, înseamnă că vrem să fim în cadrul României, care e membru al UE, membru al NATO, și în acest fel suntem cei mai mari europeni și pro-natoici. Eu vreau să-mi spuneți dacă mergeți cu familia, mergeți cu echipa PNL în data de 21 mai să susțineți demersul sau invitația președintelui Sandu. Da, aici mai avem trei colegi, sigur că această temă este una mai complicată. Așa simplu să spun, voi merge sau nu, nu pot, pentru că fac parte dintr-o echipă din Consiliul Unirii și din Partidul Național Liberal. Noi încă nu am discutat, avem dezbateri, dar am vrut, dacă îmi permiteți, să fac două completări. Dumneavoastră ați spus atunci, încă de pe timpul lui Voronin, despre această idee și, într-un fel, dacă cineva are majoritate, ar avea și mai mare putere ca să promoveze o idee, un concept, o abordare. Păi vreau să vă spun că prima oară când, într-adevăr, factorii europeni importanți de la Uniunea Europeană au salutat demersul pro-european, dincolo că e scris demersul european și în Constituție, atunci când a fost ADR, Alianța pentru Democrație și Reforme, și atunci delegația noastră, când a fost la Parlamentul European, unde deja erau toate condițiile și dispozițiile, disponibilitatea ca să începem acest parcurs european, s-au ridicat toți în picioare, mi-amintesc foarte bine, povesteau colegii mei, Vasile Nedelciuc, Valeriu Matei și toată delegația, și atunci a fost foarte multă speranță. Știți că a fost întrerupt cursul atunci când s-a stricat majoritatea parlamentară. Al doilea lucru care vreau să spun, atunci când au venit comuniștii majoritari în Parlament, după anul 2001, vreau să vă amintesc, s-a produs o mare coagulare a forțelor democratice, indiferent pro-românești, unioniste, pro-europene, și atunci prima oară s-a semnat chiar un pact Snagov la masa rotundă cu statut permanent, care era ghidată de Consiliul Europei și a fost formată la sugestia Consiliului Europei, așa că să spunem noi că mesajul european este nou doar acum. Eu nu mai spun de aia, dumneavoastră ați menționat. Nu mai spun că eram chiar în minoritate în Parlament și am obținut ca să fie votată liberalizarea regimului de vize pentru străinii care intrau în Republica Moldova. A fost chiar inițiativa mea și multe alte lucruri. Dați-mi voie să implic în discuție și pe domnul Sulaș și pe domnul Codreanu. Dumneavoastră ați fost membru al echipelor AIE. Nu mă interesează acum din ce formațiune erați atunci și în ce formațiune sunteți acum. Noi, în 2010, după 2009, așteptam într-adevăr reforme europene. Noi așteptam schimbări europene și eram foarte motivați. La un moment dat s-a făcut iarăși o adunare mare, au ieșit foarte mulți să susțină acest parcurs european. Au mai fost adunări în Piața Mare, adunări naționale și se vorbea despre parcursul european. Eu, ca reporter, am fost la summitul de la Vilnius, unde s-a semnat asocierea cu Uniunea Europeană și, să vă spun sincer, entuziasmul meu în promovarea ideilor pro-europene s-a cam tăiat după 2015-2016, când noi pe acel parcurs am văzut că anumiți politicieni, sub steagul mersului spre Uniunea Europeană, au făcut
au făcut acte de corupție. Acum, de ce ar ieși oamenii să susțină un nou meeting pro-european în Chișinău? Ținând cont că, cum spune doamna președinte, profesorii o duc greu, studenții o duc greu, organizațiile neguvernamentale o duc bine, antreprenorii o duc greu, medicii o duc greu, oamenii de cultură o aduc și mai greu, angajații în sectorul privat o duc și mai greu, funcționarii publici o duc greu. În primul rând vreau să menționez că astăzi Republica Moldova, fără suportul unui partener, nu mai poate să se dezvolte. Noi toți am constatat lucrul acesta. Nu în zadar se vorbește atât în spațiul rural cât și în spațiul urban al Republicii Moldova, că deja cetățenii simt această povară, urmarea consecințelor care le avem, inclusiv crize, și cel mai important atunci când discutăm despre puterea de cumpărare, despre salarii, despre pensii, despre investițiile din Republica Moldova, inclusiv spre economia țării. Și atunci când ai o economie foarte slabă, trebuie să-ți găsești un partener și să te regăsești acolo unde te poți dezvolta. Unica cale, și este un proces ireversibil astăzi pentru Republica Moldova, este de a ne integra în Uniunea Europeană. Partidul Social Democrat European, încă cu un an în urmă, în februarie 22, a venit cu această inițiativă către conducerea Republicii Moldova de a ne uni la o masă rotundă partidele pro-europene autentice, care urmarea crizei pandemice și urmarea crizei care s-a început în regiune, vorbesc de războiul din Ucraina, să ne așezăm și într-adevăr să putem contribui fiecare. V-am auzit, v-am ascultat. Asta este și problema, pentru că atunci nu ne-au auzit. Ulterior, repetat, am revenit cu această solicitare, cu deschiderea din partea formațiunii noastre. Și astăzi, da, trebuie să recunoaștem că această declarație este cu întârziere, dar mai bine mai târziu. Și ceea ce ne-am expus noi, inclusiv și public, ieri, urmarea declarației doamnei președinte, este că felul cum va fi organizat acest eveniment va demonstra adevărul pentru ce sau care a fost ideea de a organiza această mare adunare. După noi a fost și am venit cu inițiativa de a fi creat un grup organizatoric sau un comitet organizatoric unde, într-adevăr, cei cu viziune pro-europene, societatea civilă, mediul academic, partidele parlamentare, extraparlamentare, care cu adevărat își doresc acest deziderat, să vină la masa rotundă, să discutăm, să pregătim cu adevărat acest eveniment, în așa fel ca cetățenii să înțeleagă că nu este un eveniment sau o adunare de a crea un PR politic pentru partidul de la guvernare, unul la mână, și doi, de a dezbate acest mit că numai un partid sau un partid monopolizează ideea de a ne integra în Uniunea Europeană. Dar eu vreau să vă întreb, dumneavoastră, chiar sincer credeți că cei din PAS sunt gata să vă cheme pe dumneavoastră, pe domnul Codreanu, pe doamna Pavlicenco, pe Ciurea, și să discute într-adevăr o organizare comună? Haideți să fim sinceri. Aici este vorba și de un dividend politic în care cazul, în orice partid trebuie să iasă să zică, uite, noi am făcut asta. În cazul când președintele Republicii Moldova este apolitic, așa cum spune Constituția, îi revine acest lucru să ne atune și să putem cu adevărat să organizăm acest eveniment. Eu vreau să-l implic în discuție pe domnul. Domnule Lung, am vrut numai să vă spun, a mai fost o intenție sau chiar o inițiativă, tentativă, și au avut loc niște discuții din partea puterii cu partidele. Eu vreau să spun, partidele unioniste nu le-au chemat. Și eu regret acest lucru. Dar eu sunt de acord cu ce s-a spus, că într-adevăr trebuie să faci un comitet, să pregătești tot, după asta să ieși, să anunți. Dar cred că vom mai discuta despre asta. Neapărat o să bai. Și apropo, a menționat doamna Pavlicenco de declarația de la Snagov, de pactul de la Snagov. El întâi a fost semnat și după asta a fost enunțat. Și asta este foarte important, felul cum o să Eu am să revin, domnul Sula, la pactul de la Snogov. Eu nu cred într-un asemenea pact în Republica Moldova și 30 de ani de independență au demonstrat că rânza unui lider de partid este mult peste pactul de la Snogov. Deși au fost anumite momente când Nu spuneți. Deși au fost momente când s-au luat decizii. Domnule Codreanu, dumneavoastră ați zâmbit atunci când eu ziceam că
Oamenii care lucrează pământul o duc greu, profesorii o duc greu, studenții o duc greu, organizațiile neguvernamentale o duc bine, antreprenorii, medicii, oamenii de cultură și angajații din sectorul privat și funcționari publici o duc greu. Ce v-a făcut să zâmbiți? Mențiunea noastră că ONG-urile o duc bine, probabil, dar eu n-aș nega că și funcționarii publici o duc la fel de bine. Domnule Lungu, ce să zic? Nu m-ați întrebat concret nimic, dar opinia noastră... Eu credeam că o să dezvoltați gândul. Noi am zis din start că vom susține inițiativa doamnei președinte, okay. Maia Sandu, eu și colegii mei... Adică ieșiți în piață. Și am chemat și susținătorii noștri să iasă în piață pe 21 mai. Este și firesc că a fost declarată o intenție de a avea o mare adunare națională, o adunare a oamenilor care se exprime voința de a merge în continuare pe parcursul european. Nu pot să fiu de acord cu domnul Sula, deși eu foarte mult sper că este un parcurs irreversibil, dar la o emisiune precedentă am menționat că sunt mulți factori, inclusiv externi, care pot să facă acest parcurs să fie reversibil. Dar dincolo de intenția nobilă, chiar dacă un pic întârziat a doamnei președinte, sunt foarte multe răspunsuri pe care și noi, cei de la Partidul Puterea Oamenilor, am vrea să le aflăm. Fie că le vom afla în discuții, cum a menționat doamna Maia Sandu, atunci când va invita toți participanții la proces la o discuție, fie că le vom afla din mass media, dar sunt multe detalii pe care am vrea noi să le cunoaștem. Cine este organizatorul acestui eveniment? Cine își asumă responsabilitatea pentru organizarea evenimentului? Președinte, într-o emisiune spunea că organizatorii vor fi funcționari publici, primari, administrația publică, locală, centrală. Sunt multe lucruri care trebuie să fie, pentru că eu, de exemplu, personal, cred că oamenii nu au nevoie de mare organizare atunci când au un spirit civic pronunțat și vor să-și exprime o voință foarte clară. Eu cred că noi o ducem în țară destul de greu, anume pentru că am avut prea mulți organizatori de proteste care după asta s-au adeverit niște ipocriți, ca să nu zic altfel. Prea mulți care au profitat de nevoile și sărăcia oamenilor, care au promis marea cesarea la proteste, însă după asta ajungând în anumite poziții, pur și simplu au uitat de toate promisiunile. Ceea ce n-aș vrea eu foarte mult să văd, să văd o manifestare a unui partid și după asta foarte mult PR politic pe seama nevoilor oamenilor. Trebuie să fim conștienți că pe 1 iunie Moldova găzduiește summitul a 44 de lideri a altor 47 de lideri a altor țări. Este un eveniment, nu degeaba se organizează cu 10 zile înainte de 1 iunie o astfel de manifestație de amploare ca să arate că și Moldova este acolo. Nu trebuie să uităm că de un an de zile avem proteste organizate de către ȘOR și la toate emisiunile, la toate televiziunile, inclusiv internaționale, se arată că parcursul european al Republicii Moldova poate fi reversibil și, de fapt, se manipulează opinia publică că Moldova nu-și dorește Uniunea Europeană. Și eu cred că toate astea luate împreună cumva au făcut ca intenția președinției să fie să organizeze o mare adunare națională. Dar ce va fi și cum va fi, și noi suntem curioși să aflăm. Revin imediat. Interveniți atunci când vreți să dați replice și completări. Domnule Ciurea, noi ne-am obișnuit în emisiunile noastre, dar și în discuțiile cu dumneavoastră de analiză, să punctăm un moment sau cel puțin să scoatem în evidență anumite cifre care nu arată întotdeauna că... eu am să simplific gândul. PAS și președintele și guvernul tot timpul spun în spatele nostru este majoritatea, în spatele nostru este poporul. Noi dacă ne uităm frumos după cifre, nu este chiar majoritatea, așa cum spunem, din toți cei care au dreptul la vot. Nu este chiar tot poporul, fiindcă mai vedem niște cetățeni nemulțumiți, mai vedem și bieți oameni care nu știu cum au fost plasați pe baricade. Că doamna președinte, când a venit șef de stat, în mod normal este președintele tuturor, și al socialiștilor, și al celor din susținătorilor partidului ȘOR, și celor susținătorilor partidului Puterea Oamenilor, și PSDE, și PNL, și mult, mult alta. Acum apare întrebarea, dar nu cumva acest eveniment le va da din nou celor de la guvernare un argument că noi avem susținerea totală a poporului, noi avem susținerea celor din Puterea Oamenilor, celor din PSDE, PNL și așa mai departe. Și să nu se va întâmpla cumva oare că într-un final va fi prezentat că ăsta este poporul, ăsta suntem noi, ăsta suntem PAS-ul, cu contribuția celor de la PSDE și celor de la și multe alte partide care au dat curs invitații. Bun, domnul Lungu, eu cred că, în primul rând, pe mine nu ar trebui să mă intereseze foarte mult în ce mod
PAS-ul va exploata acest eveniment și va încerca să profite de o susținere care poate să le ofere, de exemplu, partidele extraparlamentare. S-ar putea să admitem că PAS a făcut o mișcare inspirată și prin această mare adunare națională va ști să beneficieze. Acum, partidele extraparlamentare sunt cumva în dificultate pentru că trebuie să găsească o modalitate de dialog. Vedeți, ei își pun această problemă, probabil la un moment dat și-o va pune și PAS și Maia Sandu și fie va ieși un dialog, fie nu, dar profitorul, în cazul în care evenimentul va fi de succes și sunt mari dubii, profitorul principal, haideți, beneficiarul principal va fi evident PAS. Adică inițiativa vine din partea PAS. Ruslan Codreanu, Ion Sula, Pavlicenco, Vitalia pentru susținere, pentru așa... Le vor mulțumi, le vor strânge mâna, poate le se va da un loc la tribună, așa odată va vorbi liderul unui partid, odată și vreo 10 pasiști, dar în fond este clar, inițiativa vine din partea PAS. Acum, lumea se întreabă cine va organiza. Păi, fie Maia Sandu va organiza președinția, fie PAS ca structură, fie va exista un comitet. Dar eu am mari dubii că va exista un comitet organizator care se va ocupa de aceste lucruri. Și, sigur, Maia Sandu face un pas interesant din punct de vedere politic, pentru că această majoritate pro-europeană este singura majoritate care i-a mai rămas. Singura majoritate în Republica Moldova de dreapta este încă majoritatea pro-europeană, având în vedere, asta cel puțin ne arată sondajele, ultimul sondaj a arătat un pic peste 50%, dacă ne mai gândim că și diaspora este preponderent pro-occidentală, pro-europeană, atunci asta este singura în fond major. Celelalte majorități, în ceea ce privește neutralitatea, NATO, deci eu mă refer la majoritățile geopolitice, sunt în defavoarea PAS-ului. Deci unica majoritate rămasă trebuie să fie exploatată în favoarea unui succes al PAS-ului, cu tot respectul pentru celelalte partide. Am înțeles, intervin imediat. Doamna Valiceco, dacă ieșiți în 21 mai în Piața Mare Adunării Naționale, nu vi se pare că veți fi deodată catalogat ca pro-Maia Sandu, pro-PAS și PNL-ul sau formațiunea pe care o reprezentați devine automat un partid pro-european care susține PAS-ul. Și astfel o să arate că guvernarea are o susținere totală, inclusiv din afara Parlamentului. Domnule Lung, eu tare v-aș sugera într-o zi să găsiți timp și să faceți o emisiune așa despre românism, unionism și europenism. Ca să ne lămurim noi ce și cum și unde să dispartă apele. Pentru că parcă se dispar, dar parcă nu se dispar. Păi a fi pro-european nu înseamnă să fii și da, unionist și pro-român. Nu, păi uitați-vă cum e, că nu e chiar așa. Eu am răspunsuri poate la mai multe întrebări pe care nici nu le aveți. Uitați-vă cum e situația. Înainte de alegerile parlamentare, noi unioniști, eu vorbesc mai mult de unioniști, pentru că pro-europenii simpatizează în măsura în care ei respectă și valorile naționale. Am avut un bloc, Unirea pe urmă al doilea, am insistat foarte mult exact PNL-ul ca să avem o discuție și cu PAS. Și am avut discuții la care au spus, voi mergeți pe canalul vostru, noi mergeți pe canalul nostru, adică pro-europenii, unioniști, până la urmă știți cum societatea noastră a fost obișnuită, nu mai spun de timpuri apuse, că să votăm șansa. Asta a fost și asta o manipulare frumoasă. Și acum PAS-ul a acumulat multe voturi, inclusiv ale multor partide, mai mari sau mai mici, cu mai multe voturi sau mai puține, unioniste. După care, eu cred că unioniștii, din câte vedem, sunt mulți dezamăgiți din cauza că nu se regăsesc acum în mesajele oficiale ale puterii. Dincolo de asta, în august, am inițiat noi, Consiliul Unirii, PNL-ul, o masă rotundă la care am invitat partidele pro-românești, care implicit sunt pro-europeni, repet, unionistii, am invitat inclusiv PAS, au venit, am discutat frumos, am făcut un grup de integrare românească, pentru că noi ne-am axat de câteva platforme electorale pe integrarea românească, intra-românească. Acum foarte multe din aceste lucruri se promovează azi și ne bucurăm, dar dialogul într-un fel n-a continuat, deși am avut discuții bune cu Igor Gros, cu Veronica Roșca și parcă până la urmă ceva nu se încheagă. Poate n-am fost noi destul de insistență. Pe noi ne deranjează și pe mine în special acest lucru, că dacă nu ești cu puterea, așa cum ați întrebat, înseamnă că ești contra. Dacă nu ești cu puterea, ești cu Putin. N-ați auzit chestii de astea? Ba da.
Așa, asta mă chiar scoate a fost din o postare despre Cornel. Eu consider că asta este o manipulare. Despre o manipulare urâtă, pentru că nu este totul doar pas și restul. De fapt, dacă ne amintim de blocul acum, ei aveau sloganul ăsta. Acum și restul, da? Evident, acum și s-a ales și din acum și din restul. Și acum eu spun așa. Mergem noi în piață. Aud că vine partida pro-stânga, cei care protestează, șori, ceilalți, Mișcare Populară. Nu, că este declarat că ei participă și că îi îndeamnă pe oameni să vină, care sunt nemulțumiți, să spună problemele lor la cei de la putere. Și asta este normal, că lumea are dreptul să spună. Dar pe de altă parte apar unioniști. Eu întreb pe colegii noștri unioniști. Nu o să fim iarăși ca în timpurile, între altele, aie, nu doar ale comuniștilor, că avem extremiști de stânga și extremiști de dreapta. Și în centru stau onorabilii, venerabili și așa mai departe. De ce? Eu cred că este aici o dilemă și această, în primul rând, pasul ar trebui să nu uite niciodată să fie recunoscător unioniștilor, care sunt cei mai mari europeniști, pentru faptul că au câștigat puterea, pentru că au câștigat datorită voturilor unioniștilor. De câte ori v-au spus mulțumesc, doamna? În al doilea, nu n-au spus la dialog, ne-au invitat, dar cred că mai este timp. În afară de asta, sunt absolut de acord și repet, dacă vrei într-adevăr să unești puterea, partida, eu întotdeauna am pledat pentru o platformă pro-vest. Uite, știu că ăștia sunt cu Europa, cu SUA, cu România, cu toți ceilalți și ăștia care nu vor încoace, da? Iată, atunci ar fi o claritate. Dar așa nu știu cum iese, că parcă unioniștii sunt cu Europa, dar e ca nu sunt cu pro-europeni. Păi nu, pentru că eu sunt cu pro-europeni care sunt pro-români evidenți și care sunt și unioniști. Pe care e diferența dintre unioniști și pro-europeni? Vă recomand o emisiune. Unioniștii spun acum întrăm UE și NATO, este calea, cea mai scurtă cale de integrare în Uniunea Europeană, prin unirea cu România, este mesajul lansat de mine în spațiul ăsta public, mă laud pentru că așa și este. Și am reușit să conving Consiliul Unirii și PNL și am făcut platforme. Iar UE, da, iar europenii spun că direct în UE, acolo ne vom regăsi cu România, deși la colaborarea cu România este foarte intensă și pot doar să o salut. Am înțeles. Deci, până la urmă, ce facem noi, cum facem? Dacă se intentează, se inițiază un dialog, un dialog sincer, un dialog cinstit, care invită pe toți, altceva dacă cineva refuză, și întreabă, fraților, cum am putea noi împreună să evităm ca să nu vină forțe revanșarde, ca să convingem populația că calea europeană, inclusiv prin ea, cum la un moment dat poate fi, sau direct, e mai bună. Iată, atunci, haideți fiecare să contribuim cu ce putem. Eu vreau să-l dau pe fostul premier Chicu aici în monitor, poziția dânsului și continuă discuția. Doamna Pavlicencu, interveniți când credeți că trebuie să dați o replică. Dacă serios participarea la acest eveniment este posibilă și justificată, doar dacă Maia Sandu și gruparea sa anulează toate deciziile dictatoriale, abolește starea de urgență, anulează legea SIS și permite accesul opoziției la televiziunea națională. În caz contrar, Marea Adunare va fi o tusovcă pasistă care doar discreditează ideea frumoasă. Stați, vă spun. Iată când a apărut toată legislația asta, știți, cu extremismul, cu nu știu. Eu am câștigat în instanța de judecată. Am câștigat în instanța de judecată că românismul și unionismul nu sunt extremism. Mă întreabă colegii, dar nu credeți că vin alte puteri, dacă nu ăștia, dar alții, și o să aplici și o să vă fac iar extremiști, cum vă făceau în alte timpuri. Așa că eu consider că dacă e dialog, iată problemele înaintate de domnul Chicu, înaintate de alții, să discut, să pun pe masă. Fraților, vreți să avem un consens, așa, o conlucrare, o cooperare pe partida Provest? Hai să vedem. Aici să îmbunătățăm, aici să facem. Eu cred că asta tot se poate face prin dialog și deschidere. Domnule Sula, partidul pe care îl conduce are anumite condiționalități către actuala putere pentru a participa la această reuniune? Ori nu? În principiu, argumentele domnului Chicu sunt justificate, îmi pare. Sigur că da, că avem condiționalități, pentru că eu am spus, atunci trebuie neapărat să fie, în primul rând, creat un comitet organizatoric. Spiritul acestei organizări, cum va fi între cei care vor participa la organizare. Mai departe, care mesaj îl ducem noi către cetățeni? Pentru că astăzi deja cetățenii din Republica Moldova se întreabă, bine, eu sunt adept la
calea sau la parcursul Uniunii Europene sau Europeană, Republicii Moldova, dar eu vreau să știu care este rolul meu atunci când vin în Piața Marii Adunări Naționale. Unul la mână. După data de 21 mai, în Republica Moldova există viață. Și totul depinde de felul cum noi sau cum se va organiza acest eveniment. Și dacă el are ca scop, într-adevăr, să consolideze societatea, atunci o să fie un succes. Dacă vrea sau se dorește să se dizbine și ceva, cineva, așa cum am menționat anterior, vrea ca să monopolizeze această idee, credeți-mă că lucrurile nu vor sta bine, pentru că noi avem probleme cu mult mai mari din cele care le spune domnul ex-prim-ministru. Noi trebuie să conducem țara, în general vorbesc. Actuala guvernare are o sarcină destul de grea. Și noi am discutat astăzi că unde domnul se află și asta. Să pun o întrebare. Vă rog. Cum credeți dumneavoastră? Iată pe data 21 mai. O să vină lumea cu același entuziasm, inclusiv pe jos, inclusiv dacă o să-i oprească, le oprească poliția autobuzele ca să nu poată veni la manifestare. O să vină așa pe jos, au suficienți bani să vină în piață sau se va folosi factorul administrativ sau se vor folosi bani necontabilizați. Iată, pentru mine e chiar o întrebare, să văd cum se deosebesc pro-europenii și democrații de cei care constituie obiect de suspiciune și de investigație din partea organelor de drept. Felul cum va fi organizat acest eveniment va fi și un exercițiu sau un examen, inclusiv și pentru doamna președinte, și pentru că nu putem acum să spunem că în situația cu care, cu inițiativa cu care a venit dumneiei, să spunem că vă organiza partidul sau cei care sunt la guvernare. În situația respectivă, la spun din start că ei își doresc să organizeze acest eveniment și atunci toți care sunt pro-europeni să știe din start. Iată, că eu nu vin acolo, ca că la nu vin adunare acolo. Să vină ceva, zic, măi, hai să închidem ochii. Principalul cuvenit mulți, că sunt parcurs european. Dar știți, cu dublele standarde umblăm. Ăștia nu poți cheltui bani pentru organizare. Ăștia pot, că nu știu de ce obiectivul e. Eu vreau să-l implic în discuție. Am spus aici, ca să finalizez gândul. Deci, repet, totul depinde cum va fi organizat acest eveniment. Sunt încă 40 de zile în față și sunt sigur că este timp de a ne expune fiecare pe parcurs până de data de 21 mai. Eu vreau să-l implic în discuție pe domnul Codreanu. Ați fost manager al acestui oraș, acestei capitale, o bună perioadă. Știți aparatul birocratic cum funcționează. Pertinentă întrebarea doamnei Pavlicencu. Eu vreau să merg după o altă ordine de idei, dar dânsa mi-a schimbat puțin optica. Jurnalistul Dumitru Ciubașenco publică pe pagina sa de Facebook că, de fapt, tot organizatorul este, sau Piața Mare Adunării Naționale în data de 21 este rezervată de către Cancelarea de Stat. Și atunci apare întrebarea logică care a venit și din partea doamnei Pavlicencu. Lumea va veni cu entuziasm sau lumea va face liste la MOL Telecom, la Roma, Termoelectrica, CET1, CET2, CET4, CET5, ce întreprinde? Regie de Transport Electric Chișinău. Bugetarii și neamurile. Poftim? Bugetarii și neamurile. Exact. Eu, percepția dumneavoastră, sincer. Eu nu vreau nici de cum să, și nu înțeleg scepticismul dumneavoastră la o inițiativă care este frumoasă și noi cu toții trebuie să recunoaștem că astăzi, cel puțin din cei prezenți sau alte forțe politice, nu ar putea organiza o mare adunare națională. Și haideți să nu fim invidioși. Deja cum va fi organizat, eu asta am zis, că avem și noi întrebări, cu siguranță că noi nu mergem cu condiții de a participa sau nu a participa. Noi am spus din start poziția Partidului Puterea Oamenilor că da, noi suntem nemulțumiți de actul guvernării, noi suntem nemulțumiți de calitatea prestației unor miniștri, noi suntem nemulțumiți de lipsa de transparență totală la aprobarea unor acte legislative. Dar asta nici de cum nu-mi șterbește mie ca cetățean acestei țări și ca lidera unui partid din valorile în care eu cred și unde eu aspir. Și nu neapărat pentru că am învățat în Cluj, că am învățat în Berlin, că am fost șef Direcției Integrare Europeană la Ministerul Economiei. Nu neapărat doar din simplu motiv că Uniunea Europeană este singurul partener strategic care ne-a ajutat, ne ajută și va continua să ne ajute. Dar asta ar însemna cumva că ați închide ochii la anumite probleme și ați merge să susțineți această dumneavoastră ce ține inițiativă. Când vorbim de integrare europeană, dar scepticismul dumneavoastră ține de faptul că unele persoane au trișat și ne-au mințit și ne-au manipulat. Atunci când lupul cu ghimpul,
cu filat, dădeau mâna și tot încleiau aieul acela care deja era de mult destrămat și când se fura ca în codru, asta nu înseamnă integrare europeană. Integrarea europeană este mai mult decât niște personaje politice tranzitorii pe arena politică. Integrarea europeană înseamnă instituții consolidate, înseamnă încredere în stat și reciproc statul în cetățeni. Înseamnă o democrație veritabilă și legi și transparență. Noi către acolo vrem să mergem. Eu înțeleg că foarte multe populație și doamna Pavlicencu are dreptate când zice că Marea Adunare Națională, că să nu uităm că de la Marea Adunare Națională 1.500.000 de oameni au plecat din Republica Moldova. 1.500.000 de oameni au plecat deja din Moldova, din 90 încoace. Eu înțeleg că oamenii nu vor veni pe jos din Drochia, din Sângerei, de la Băl sau chiar de la Strășeni. Eu înțeleg că tot asta trebuie organizare. Dar noi acum se primește criticăm o inițiativă, care din opinia noastră este o inițiativă frumoasă. Noi am fost cei care din prima zi am declarat că societatea noastră trebuie să fie unită în jurul unor valori. Okay. Și ceea ce se primește astăzi, doar un pic de, să zic așa, o pată gri. Am auzit declarația unor deputați PAS, care mi-a creat o confuzie și un pic de antipatie, ca să zic așa, când au zis că noi le vom demonstra celor care protestează de un an că noi suntem mai mulți. Păi, dragii mei, eu am aceeași întrebare, cine divizează societatea? Noi, oamenii, între noi ne divizăm sau tot politicienii pe noi continuă să ne divizeze? Într-un fel vă contraziceți. Păi nu mă contrazic, pentru că păi cineva... Păi vedeți că e una obiectivul cineva și alta că noi, ce e în jurul obiectivului. Păi da, dar cineva deja din PAS declară că noi vrem să facem Marea Adunare Națională ca să demonstrăm că noi suntem mai mulți decât ei. Decât ei cine? Decât tot oamenii acestei țări? Da, vorbiți de polarizare și păi e ce adevărat. Facem noi? Nu suntem suficient de divizați. Ieri în cadrul unei emisiuni, un deputat de la PAS spunea, păi cineva spunea, păi uitați, Igor Munteanu zicea, uitați-vă, și noi propunem. Igor Munteanu nu e de la PAS. Nu, Igor, e de la CUB. El a vorbit destul de pertinent, a spus că la fel cu aceeași idee, de cooperare, de coordonare, de coalizare, de alianță, de solidaritate, da? Că asta e problema despre care vorbim, că nu o presimțăm, mai mult simțăm așa un apel și să vedem, parcă e o capcană, să vă văd cum ați vă purtat, știți. Noi dăm lumină, dar voi și oricei o să-mi lată așa, o să fugiți, nu știți cum. Nu, eu cred că civilizat este altfel. Este matur, este discuție, dialog, chiar și pe aieurile cele pe care le criticăm, și tot erau discuții, ne chemau, veneam fiecare cu propuneri, cu liste. Era un coordonator, știa să-i adune. Da, exact. Deci eu ce vreau să spun legat de asta? Că noi când spunem de organizare, vrem să vedem că într-adevăr e o abordare sinceră. Asta e una. În al doilea rând, fiecare nu poate doar să vină și să spună oamenilor lui, hai să vedem, să sprijinim. Și după asta se întâmple că te-ai asociat, de fapt, cu organizatorii care ori au făcut ceva rău. Eu am atâtea reproșuri când am chemat de fiecare dată votați prin probleme. Doamna Pacer, doamne, ne-ați îndemnat. Ia că noi am votat ce votează. Sufra miliardul, sufrat aeroportul, am ce spune. Acum eu sunt foarte prudentă. La vârsta mea vreau să văd într-adevăr pentru ce chem oameni. Eu nu niciodată le-am spus la oameni. Alegeți, este responsabilitatea voastră. Noi, pentru obiectiv, suntem, pentru că noi suntem unioniști. Dar acum să nu spuneți că v-ați dus și vă pare rău că ați merit într-o situație proastă. Sau că cineva v-a înșelat sau v-a folosit ca pentru viitoarele clipuri electorale. Pentru că dacă ne gândim bine, aceste poze, nu știu dacă le veți folosi dumneavoastră în pozele, în campanie electorală, dar la sigur că PAS le poate folosi, nu știu dacă le va folosi, dar eu admit că o inițiativă e bună pentru că este platforma, comunitatea asta politică europeană și desigur că un scop este a demonstra liderilor europeni că aici este populație pro-europeană și că nu se orientează spre Rusia, mai ales cu războiul ăsta, Rusia s-a discreditat cu totul. Doi, există și un orgoliu, eu promovez, noi promovăm, ia să vedem populația. Și există și o verificare, să zicem așa, o testare. Dar există și această atitudine, un pic de a pune în situații incomode. Nu vorbesc de opoziție, pentru mine opoziția e clar, dar cei care pot nu fi doar într-o opoziție, ca zic așa cum spuneți dumneavoastră, de invidiat, dar într-o opoziție ca să colaboreze, pentru că scopul este unul. Domnul Polițean, vreau să-l implic în discuție și pe domnul Ciurea. Și pe domnul Ciurea vreau să-l implic în discuție. Dumneavoastră, în prima intervenție, dacă nu greșesc, ați dat de înțeles sau ați venit cu aluzia că, de fapt, această mare adunare națională a Maesandu ar putea fi un eșec. De ce?
nu va veni multă lume? La un moment dat, partidele extraparlamentare vor zice, băi, dar noi vom fi partea unei statistici, la ce ne trebuie nouă și cum vom explica electoratului nostru de ce i-am susținut pe Pască. Până la urmă, organizator nu e un comitet, cum zicea domnul Sula, dar este inițiativa președintelui, susținută de Igor Grosu, președintele Parlamentului, premierul Dorin Recean. Eu cred că există riscul ca această mare adunare națională a lui Maia Sandu să fie un eșec, dar nu din cauza celor prezenți aici în platou, pentru că acestea sunt partide extraparlamentare, să le numim așa, pro-europene, binevoitoare. Discursul domnului Codrean, domnului Sula, ele sunt favorabile acestei inițiative. Doamnei Pavlicenco, sunt favorabile inițiativii. Pe mine mă interesează ce o să facă Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, Partidul domnului Chicu și alte partide politice care și ele vor să vină la această mare adunare. Și ele au ce imediat, spune. Imediat, domnul Ciurea. Atent, da. Rog colegii să dea citatul celor menționați de către domnul Ciurea. Declarația de ieri a președintelui țării Maia Sandu este o acțiune de PR politică a partidului de guvernare. El poate fi calificat ca un mitic de partid din contul statului pentru că au fost făcute declarații de însăși Maia Sandu că primarii se vor implica în aducerea oamenilor. Asta spune domnul fost președinte Igor Dodon. Dați-mi și pe următorii care, ca să nu... că e în context spuse de cel de domnul Ciurea. Ilan Șor spune, dacă tot ați anunțat mare adunare națională, înseamnă că este pentru întreg popor al Republicii Moldova, nu doar pentru cei pe care îi veți goni la acest meeting cu drapelul în mână. Sunt mulți oameni cu opinii diferite, tocmai de aceea am decis să participăm în 21 mai la mare adunare națională. Vom milita pentru neutralitate, intransigență și nu neapărat ne vom întâlni acolo în 21 mai, scena este a poporului, așa că veți fi nevoită să le cedați locul și altor lideri politici cu alte opinii. Gheorghe Cafcaliuc. Partidul Pace a delegat pentru data de 21 mai 2023 câțiva președinți ai partidului să participe la Marea Adunare Națională. Vom reitera în fața poporului susținerea noastră puternică pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar fără Maia Sandu și PAS. Și multe, multe alte momente spuse de Gheorghe Cafcaliuc. Vă rog, nu credeți, mai mulți practici ce o să fac? O să dea declarații, o să spun că au mobilizat lumea, dar credeți că nu o să lucreze să mobilizeze. De ce? Pentru că nu există această încredere că tu ești apreciat. Este mai mult încredere că ești folosit. Haideți să-i dau voie, domnul Ciurea, să-și termine gândul. Da, și în fond la aceste declarații m-am gândit atunci când am vorbit că există un risc foarte mare pentru această mare adunare națională. Să admitem că va fi comitetul, dar Maia Sandu a spus că nu îl va admite pe domnul Dodon, de exemplu, în acest comitet. Vor fi alții, noi nu știm, va fi sau nu comitet organizatoric, dar partide pro-europene sincere din punctul ei de vedere. Deci este, dar... argumentul domnului Șor este că, pardon, dar Marea Adunare Națională este adunarea întregului popor. Un argument imbatabil. Tu nu poți să ai Marea Adunare Națională a Maia Sandu și a domnului Sula. Sau Marea Adunare, doar a Marea Adunare Națională a Maia Sandu și a doamnei Pavlicenco. Nu poți să folosești detectorul ca să spui că aici intră în piață european. Sau, da, aici nu e intră în piață, aici e numai pe jumătate european sau deloc. Da. Știți, într-adevăr, aici e o chestie atât. Iată și eu mă tem de chestia. Dacă nu era declarația domnului Șoa, domnule, noi nu retragem, lăsați-i să mai zis. Dintre ce am știut acolo, da, noi suntem unioni, nici cea mai scurt cale. Acum când vine și opoziția de stânga, o zic, ia că ăștia de dreapta, extremiști, ia că ăștia de stânga, extremiști. Dar noi suntem centriști, onorabili, pro-europeni, nu știu. Păi, este un risc? Este. Foarte dacă mare. Dacă știu că nu este risc, eu trebuie să știu că SIS-ul nu-i pus pe contra unioniștilor, că legea care e așa nu va fi aplicată unioniștilor, că nu se face dosar la SIS ca să-i monitorizeze pe unioniști, cum am mai auzit eu, sper că nu e adevărat. Din anii 80 așa că, politica așa că lăsați, cred domnule. Că mai credeți în poveste. Domnul Lungă, noi pe PNL am fost mereu în opoziție extraparlamentară. Știm ce am tras. În fond, doamna Pavlicenco a preluat ce am vrut să zic. Există un risc foarte mare. Asta m-ați întrebat și asta vă spun. Când, și este când spuneți risc, să la ce vă referiți? Risc, risc de care risc? Oamenii vor veni alegători altor partide care semi-europeni, pro-europeni, deloc pro-europeni și vor scanda jos Maia Sandu, jos PAS, vrem pensii majorate la 30% și strigă-te presa de serviciu, da, va spune că fost unioniști în loc zic cu Europa, au venit și ei cu banerile lor, cu unirii, cu să destabilizeze situația, ăștia din stânga
de fapt, asta e dreapta. Da. Iar își destabilizeze, pentru că domnul Ruslan Codreanu, îl respect tata dumneavoastră, că a fost în plenele secretar general. În anii 2012, 11, 12, 13, 14, 15, cât am făcut acțiuni masive. Și în 2012, ia ca ce erau aproape o mare adunare națională, cu 200 de ani de ocupație sovietică. Știți ce făceam? Nu, o clipă. Noi mergeam, apărea de dincolo Șelin, acolo Garbuz, dincolo Climenco și presa de serviciu și scria. Păi unioniștii sunt inamicii integrării europene. Dar ia ca acolo, aiștia și ăștia. Vedeți cum marginalizau? Nu vreau să repet treaba. Cu tot respect față de doamna Pavlicencu, dar cred că următoarea emisiune trebuie să o dedicați dumneavoastră. Îi promit că facem emisiunea la propunerea domnului. În contextul ce a spus domnul Ciurea, că vor veni reprezentanți de la alte partide cu diferite pancarte, domnul Ciurea, ei deja sunt mai mult de un an de zile în piață și acești oponenți politici sau cei care au alte viziuni decât cele europene sunt în piață și ei pot să-și expună. Dar aici vreau eu să intervin. Să-mi continui gândul. De ce a cere pensii mai mari, salarii mai mari, înseamnă să fii anti-european? Și am să spun de ce. Am fost la PCE și am militat pentru libertatea de exprimare a jurnaliștilor și ni s-a arătat un deputat pas a postat pe pagina sa de Facebook o broșură ce înseamnă să fii pro-Kremlin și pro-rus. Deci dacă vorbești despre prețuri majorate, ești pro-rus. Dacă vorbești despre inflație, ești pro-rus. Dacă vorbești despre faptul că pleacă oameni din Moldova, ești automat pro-Kremlin. Eu de asta am vrut să intervin. Partidul care reprezintă, Partidul Social Democrat, promovează doctrina socială în Republica Moldova și, desigur, atunci când vorbim despre pensii, salarii, locuri de muncă, echitate socială și așa mai departe, care cu adevărat lipsesc azi în Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că în Uniunea Europeană nu sunt partide de stânga, care astăzi sunt 17 țări din Uniunea Europeană, sunt conduse de social-democrați, care aceste politici sunt binevenite și acolo unde în față este omul, bunăstarea și securitatea lui, sunt apreciate aceste partide domnule politice. Domnule președinte, ce v-ați spus el la sfârșit dar la partid? E european. E european, doamna, e european. Ați precizat. Și de foarte aceea, bine, salut, dar știți de ce vă întreb? Pentru că spuneți că stânga și nu Europa, sunt de Europa, asta dar nu și vrem în Republica Moldova să creiem un partid de stânga social-democrat european. Apropo, și eu cred că noi putem să vorbim mult în platouri și în diferite studiouri, dar astăzi trebuie să lăsăm, interesele înguste de partid, spunem în față interesul țării și cu adevărat să venim la această idee, să o susținem și într-adevăr, repet, totul depinde cum va fi organizat. Și cred că săptămânal o să putem să ne expunem și să venim în fața cetățenilor și să spunem că, uite, se duce gândul într-o anumită direcție sau altă. Domnule Codreanu, dumneavoastră chiar credeți că interesul în gust de partid va fi lăsat cumva deoparte în data de 21 mai? Credeți că nu veți face parte din statistică, cum spunea și doamna Pavlicencu și domnul Ciurea, și la un moment dat nu se va folosi o poză mare, frumoasă, cu 100.000, 200.000 de oameni și o să spună cei din PAS, noi avem pentru susținerea Europa, întreagă. Moldova europeană. Da, noi nu vor spuneți PAS, nu? Păi noi nu știm cum va fi folosit în campania electorală. Și să arate această statistică. Când interesul îngust al partidului n-a fost prioritate în țara asta? Poate îmi puteți da un exemplu. A fost, dar trebuie... De guvernare, partide mari de guvernare. Mi-e greu să dau un exemplu, nu sunt în politică ca doamna Pavlicencu din 80, dar iarăși, haideți să revenim la faptul, noi discutăm o intenție pe care din la bun început încercăm să o criticăm sau mai bine zis încercăm să dăm niște sfaturi organizatorilor. Eu cred că deja multe partide și-au lăsat la o parte interesele înguste de partid și nu neapărat că se dorește fiecare formațiune politică sau, să zic, dacă vine mediul academic, mediul universitar, dar nu fiecare trebuie să vină cu emblematica partidului și cu inscripția de partid. Noi mergem ca cetățeni să susținem parcursul european a Republicii Moldova. Nu un partid, nu un ministru, nu un președinte de parlament sau un prim-ministru. Moldova are nevoie de Uniunea Europeană, așa cum Uniunea Europeană astăzi are nevoie de Republica Moldova. Lăsând dincolo toate nostalgiile pe care le avem noi și memoriile noastre, amintirile că cu lozinca Uniunea Europeană s-a furat miliardul.
miliardul. Da, s-a furat. Dar acum tot de noi depinde ca sub lozinca Uniunii Europene să nu se mai fure alt miliard, să nu se fure aeroportul, să nu rămânem fără circ. Să credeți că nu se întâmplă. Deci, acum interesele înguste de partid, ele prin ce poate să se manifeste? Interesul îngust de partid va fi în tocmai dacă oamenii care vor participa de bună voie cu echipa sau personal sau familia va zice că eu particip doar dacă îmi dai un microfon, o să vorbesc și eu de la tribună. Deci acolo va fi manifestat interesul îngust de partid. Mulți oameni care vor veni, vor veni pentru că ei încolo vor. Pentru că au familii, cum am eu, în Luxemburg și în Germania, pentru că au învățat dincolo, pentru că văd că acolo e un trai mai bun și mai decent, ori noi spre asta tindem. Nu neapărat, cum spuneți noastră, că oamenii care au pensie mică sau la care se cere mită când intră în grădiniță sau în școală, el nu mai crede în Uniunea Europeană. El trebuie să nu creadă în statul Republica Moldova și în funcționarii statului Republica Moldova, dar nu are nimic Uniunea Europeană cu corupția din Republica Moldova, fie la nivel mare, fie la nivel mic. Eu o să vă dau trei exemple. Ca să, nu, să nu speriem cumva oamenii că nu haideți că Uniunea Europeană înseamnă ceea ce a fost în Republica Moldova mai rău. Punctul meu de vedere e mai mult ceea ce a zis și domnul Ciurea, e noi. Eu cred că va fi o presiune enormă pe instituțiile de drept a Republicii Moldova, pe organele de drept, pentru a asigura securitatea cetățeanului de rând la aceste manifestații, pentru că Piața Mare a Adunării Naționale deja este rezervată de către două formațiuni politice, mai din timp decât a anunțat președinta Maia Sandu intenția, și acum să împărțim iarăși în tribune sau să avem garduri, cum au mai fost garduri când au fost proteste, eu cred că ar fi o rușine. Deci aici organizarea evenimentului și mesajul cu care venim noi către oameni, pentru că eu nu prea am înțeles foarte clar din intenția anunțată cu ce mesaj noi venim la oameni. Pentru că cumva s-a zis să arătăm că oamenii trebuie să decidă. Să decidă ce? Noi ce? Organizăm un pseudo-referendum pe 21 mai sau ce facem noi pe 21 Dați-mi mai? Dați-mi citatul lui Ioan Cristoiu Șerimi. Doar un moment, doamna. N-ați verificat la primărie. Noi când voiam să facem manifestări unioniste, PL-ul a blocat, a rezervat pe 100 de ani înainte locurile principale începând cu Piața Mare. Eu trec imediat la citatul domnului Cristoiu. Iată, vedeți, Cristoiu. Abuzuri democratice. Sigur, un moment, să nu credeți că suntem anti-europeni. Și cei care mă știu, cunosc foarte bine activitatea mea de jurnalist, cum am fost reporter special la Bruxelles, la New York, la Washington, la Strasburg, unde am promovat tot ce este pro-european și politicienii pro-europeni. Dar știți cum se întâmplă? Noi în 2009-2010, după plecarea regimului comunist, am sperat la o cale pro-europeană. Ne-am trezit cu furtul miliardului, cu fraude sub stegulețe verde și albastre. Am mizat în continuare. La ce punct iarăși ne-am trezit? Iarăși la anumite furturi, la anumite fraude. Noi iarăși în 2019-2020 am vrut o cale pro-europeană, deși Partidul Democrat spunea că este pro-occidental și făcea vizite foarte des la Washington și în capitalele europene. Și cu ce ne-am trezit? Ne-au dat europenii un miliard și nu știm unde s-au dus, avem prețurile cele mai mari din regiune, avem un contract la gaze despre care lumea tace, lumea mă refer la oameni, la oficiali, care spun că e secret comercial. Și atunci omul se întreabă, băi, dar ăsta este pro-europenism, ceea ce ne arată ăștia din Parlament, sau altfel ar trebui să arate? Eu de ce vreau să-l citesc pe Ion Cristoiu, editorialist român, dânsul, într-o intervenție pe TikTok, spunea în felul următor. Maia Sandu vrea să arate că poporul moldovean, basarabean, zic eu, vrea să intre în Uniunea Europeană și optează pentru Occident. Dacă vrei să dovedești asta, ai două modalități. Referendumul și fă un referendum și poporul moldovean votează în proporție de 102% ca să intre în UE. Că vrea să fie cu Occidentul și nu cu Rusia. Sau cu alegeri anticipate. Facem alegeri anticipate, partidul meu și cu mine, spune dânsul despre Maia Sandu, vrem să intrăm, am ales calea Occidentului, ceilalți au ales calea Rusiei. Deci votați-ne. Domnule Ciurea, aici vreau... O secundă, doamna Pavlicenko. Aici vreau să vă implic pe dumneavoastră. Ca l-aș redacta, o trebuie să spun populația Republicii Moldova. Ok. Dar nu cumva acest meeting mare, această mare uniune, mare adunare națională va lua locul juridic, va înlocui referendumul, așa cum prevede legislația moldovenească? Nu cumva se încearcă evitarea unui referendum? Și în ce măsură Cristoiu are dreptate în ceea ce spun? Sigur că Maia Sandu nu vrea să organizeze un referendum, este foarte complicat. Într-un fel, este desigur un substitut această mare adunare națională pentru referendum, dar ea nu are valoarea unui referendum. Marea adunare națională nu are valoarea unui referendum și din cauza asta nu va putea fi folosit ca un argument foarte în vederea promovării în continuare acestei linii. Și asta este cumva un argument împotriva domnului Codreanu, care crede în ideea
integrării europene. A crede este foarte frumos și mulți cred. Mai poate mai mult, cea mai mare parte a populației. Dar de ce până acum nu s-a făcut un referendum? De ce până acum partidele politice toate nu s-au unit? Pentru că în Republica Moldova există cel puțin două opinii. Și există și o opinie puternică, consolidată împotriva ideii europene, care nu întotdeauna se expune de o manieră tranșantă, pentru că situația politică este diferită. Deci noi trebuie să recunoaștem că în ceea ce privește subiectul integrării europeană, societatea este divizată. Și în acest subiect este divizată. Și cum tu faci o mare adunare națională, și eu aici sunt, dacă vreți, anti-european, dar sunt anti-european pentru că trebuie să apărăm și cealaltă parte a societății. Cum tu faci o mare adunare națională când ai populație care nu este de acord cu această idee? Mie mi se pare că prin această inițiativă Maia Sandu pur și simplu pur și simplu divizează societatea. Și Cristoia exact asta vrea să spună, fără o spune tranșantă. Eu sunt pentru asemenea miting, dar să nu aibă denumirea de Mare Adunare Națională și să nu fie făcut de autorități. Vă rog, domnule Codreanu, că ați fost vizat, după care implic și pe domnul Sula și pe doamna Pavlicincu. Eu sunt de acord că există o mare parte din populație care nu își dorește sau nu își vede viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și toate sondajele arată asta, deși balanța oricum înclină spre partea de integrare europeană. Dar aici nu este cazul că hai să... Și eu am zis că politicienii sunt cei care ne divizează pe noi și de fapt este vina lor că noi astăzi suntem unii pro, alții anti-NATO, anti-unire, pro-unire și tot mai departe. Au fost tot timpul lozinci politice. Dar eu sunt cel care e ferm convins că și în procentajul celor, și toți sunt oamenii mei, și cei din Transnistria, și din Gagauzia, și din Berlin, și din Luxemburg, și din Chișinău, și din Briceni. Dar procentajul celor care astăzi nu vor în Uniunea Europeană sunt tocmai cei induși în eroare care li se pune în față Uniunea Europeană furtul miliardului. Pentru că mulți dintre cei care inclusiv au votat în diasporă, beneficiind de regimul liberalizat de vize și au plecat fără viză, după ce trebuia luni de zile să stai la ambasadă ca să obții, el votează astăzi pentru Rusia, care este agresor în Ucraina. Deci, da, educarea societății, asta trebuie să fie primul pilon. Dar eu nici de cum nu văd asta un factor acum, ca să zicem că nu trebuie să facem o manifestație pro-Europa, pentru că s-au bătut joc de noi și eu am fost la fiecare protest. Eu am fost la protestele lui Andrei Năstase când se vota membrii Consiliului nu știu care, care în stradă s-a transformat dintr-o mișcare civică într-un partid politic. Eu sunt cel care nu crede că noi suntem în Grecia antică să luăm decizii în stradă. Deciziile iau politicienii calculați și responsabili și cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru aceste decizii. Dar să faci un meeting, o adunare mare, mică, cum va fi ea. Și dacă există un partid care poate să o facă și să arate sprijinul către Uniunea Europeană a Republicii Moldova, mai ales că noi vom încerca prin toate canalele anul 2023 să obținem statutul, să mergem, să ne se deschidă calea mai departe spre Uniunea Europeană, după ce aproape un an în urmă, în martie anul trecut, am fost acceptați ca țară candidat. Și acum, de un an de zile, de când ni s-a dat nou statut de țară candidat, tot ce vedem noi pe stradă sunt proteste antiguvern. Și repet, da, noi avem pentru ce critica. Nu ne-ar ajunge nici 10 emisiuni să ne expunem toate problemele care le avem noi la guvernare. Dar asta nici de cum nu înseamnă că oamenii nu poate să iasă în stradă, nu poate să se manifeste conform valorilor europene și ceea ce foarte mult eu sper, că, cum zice domnul Sula, că să fie comitet organizatoric. Eu vreau să văd un organizator care să-și asume responsabilitatea pentru această manifestație. Un organizator. Pentru că noi, cei extraparlamentari, de exemplu, Partidul Puterea Oamenilor, noi avem din buget 1000 de lei pe lună. Noi nu ne comparăm cu 28 sau 38 de milioane care le are PAS-ul, Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru a organiza astfel de manifestații. Ceea ce putem să facem noi e să participăm, fie ca cetățeni, fie ca lideri de partid, să îndemnăm oamenii care cred în valorile europene să vină la această manifestație. Dar cu siguranță noi tot am fost acolo și împărtășim aceleași frici pe care le avem și tot timpul am zis că cea mai mare încredere care a fost acordată în Republica Moldova să ai 63 de deputați, să ai majoritate parlamentară, să ai toate instituțiile statului, de la guvern până la procuratură și peste tot, și să discreditezi ideea de integrare europeană, nu câștigăm noi partidele cele mici, dar câștigă iară stânga extremistă, oamenii care stânga, să nu zic partidele de stânga, dar să zic partidele care nu vor în Uniunea Europeană. Și asta este pericolul cel mai mare. Și dacă noi trebuie să ne solidarizăm... Domnule Cătălă, iar să vă contraziceți. Da? Spuneți că punem Uniunea Europeană cu furtul miliardul. Haideți să recunoaștem. Nu eu. Acum, nu da, spune. Cu scurt, mai am 5 se minute. Se pune, să eu vă întreb. Domnul Sula vrea să intervină. Dar cine pune? Nu a venit acum la puteric să vadă cine a furat miliardul? Nu a venit pasul cu chestia asta? Păi cine pune chestia asta? Cine Eurosceptice. Asociază furturile
când erau la putere forțe pro-europene, cu furturile de miliard, cu cedarea aeroportului. Eu vă dau imediat să intervenți. Vă dau la urmă câteva minute. Știți oamenii de ce ar putea să vină numai în piață neanimat sau neorganizat sau neplătit? Pe care cunoștință pentru pomenile care au fost date de UE ca să ieșim de iarnă și să nu murim, supraviețuim. E că asta e un argument, da. În rest, nu e vorba că acolo să fie un comitet. Eu am să vă dau replică, doamna. E vorba de unit voința și de stimulat voința celor care pot aduce oameni. Dacă să vorbească scheme, trebuie să fie doamna Pavlicecu, vă dau imediat replică și despre, înțelegeți, despre pomenile pentru compensație. Domnul Codreanu, o întrebare scurt, după care vă implic, domnule Sula, dumneavoastră. La proteste multă lume n-a ieșit, fiindcă chipurile ar fi fost simpatizanții lui Șor, iar Șor este implicat în, ar fi implicat în furtul miliardului. Dar dacă la Marea Adunare Națională vine Vlad Filat condamnat pentru acte de corupție, lumea este gata să stea lângă dânsul? Care este diferența dintre dânsul și Șor? Mă întrebați pe mine ca... Da, scurt, părerea dumneavoastră. Nu am de gând să stau, nu am de gând să stau nici lângă unul, nici lângă altul. Asta să fie foarte clar. În primul rând, Vlad Filat e unionist. Dacă e unionist, este implicit pro-european. Doamna Pavlicecu, dacă într-un anumit moment... Iar PLD-mea am înțeles că vine în piață, ca și PLD-se. Doamna Pavlicecu, dacă într-un anumit moment a discutat cu Băsescu la telefon pe întuneric, încă nu înseamnă că este unionist. Vă rog, domnule Ion. Noi, ca stat, sigur că nu putem să stăm în continuare în izolare și adevărul este că și ca președintea unui partid extraparlamentar, dar care, cum a specificat și doamna Pavlicencu, un partid pro-european, sigur, am venit de multe ori cu această inițiativă și chiar dacă ea este întârziată, noi o să participăm, dar nu pot să spunem că condiționat, dar sigur, urmarea a unor discuții cu comitetul organizator, care o să facem... șeful cancelarii, primarul să facem, de nu știu ce localitate. Care o să facem parte din, sperăm că o să facem parte din acest comitet. Totodată trebuie să existe o campanie foarte bună de informare către cetățeni pentru ce este organizată această mare adunare națională sau o numim noi cum dorim. Eu sunt sigur astăzi că sunt și în partidele extra sau care sunt împotriva actualei guverneri care aspiră la Uniunea Europeană. Dar important este ca să informăm cetățenii pentru ce vin acolo și care vor fi mesajele și care vor fi rezultatele urmării acestei întruniri. Eu de acord cu acest punct de vedere. Într-adevăr, dacă ești pentru Uniunea Europeană, ești pentru comunitatea europeană, asta ziceam, dacă ești pentru asta, trebuie să fii pentru partid la guvernare. Dar poate tu vezi altfel, alt cale, poate vezi cumva altfel, poate cu diversificarea. Noi, de exemplu, acum un an și jumătate, am adoptat la Consiliul Politic al PNL-ului o declarație extraordinar de concretă, cu propuneri de interconectare, tot am scris. Bine, am avut și mai înainte să face. Deci asta înseamnă că vrem și noi. Dar, într-adevăr, nu trebuie că dacă tu nu ești cu partidul actual, înseamnă că ești împotriva Uniunii Europene. Iată, mie amestecurile astea, pe mine mă deranjează și chiar mă irită, pentru că nu înseamnă că numai unul cum vede, trebuie tot să vadă ca ei. Tu certați-vă de care e diferența dintre când era Voron la putere sau când era alte timpuri. Procesul deci, de integrare europeană politic, are nevoie de legitimitate. El are nevoie de legitimitate. Pentru și cea mai mare greșeală a pasului va fi dacă va încerca să monopolizeze, această mare adunare. Nu trebuie monopolizat. Va fi greșeala lor. Dacă vor încerca, pentru că să-i oferi legitimitatea, asta înseamnă să implici toți factorii interesați din societate, cum am mai zis, partide, inclusiv de opoziție, inclusiv extraparlamentare, mici, mari, mediu academic, universități. Pentru că pasul poate va fi datul istoriei atunci când Moldova va deveni membru al Uniunii Europene. Poate vor fi deja în istorie, dar vor avea nevoie, Moldova va avea nevoie de partide, de capacități, de funcționari publici care să ducă. Cu siguranță, dacă sunt mai mulți actori implicați, nu doar pasul, dacă sunt partidele extraparlamentare implicate, dacă sunt și partide de opoziție care sunt acolo, dacă participă primării, nu știu, numai să nu fie obligați și aduși, desigur că oferă legitimitate. Cine va duce procesul de integrare europeană mai departe, care el este pe următorii 20 de ani? Da, uitați, cu siguranță nu va fi pasul acolo. Eu văd finalitatea și altfel. Ea trebuie să ai un pas, un context, o posibilitate, o oportunitate de a fi un dialog, într-adevăr, între partide și a vedea că noi toți suntem, să nu vină alte forțe,
lumea dezamăgit, sărăcită. De ce asta ar fi un prim pas, o primă deschidere pentru a coagula ceva? O platformă Provest unde să regăsească toți care au profesioniști, care au cadre, care au primari, care au consulieri. Doamna Pavlicenko, și în contextul ce a spus și domnul Codreanu. Pentru că pe urmă, dacă scadă pas, și dumneavoastră, sperăm... Iar o să fie vinovat ăștia care nu au venit în piață să strige la pas, sau o să fie vinovat elefantul care nu a putut să adune în jurul lui pe ăștia mai măruțe, dar fiecare capacitate... Ca să-l completez cu domnul Codreanu și în contextul ce a spus și doamna Pavlicenko. Eu sper că după data de 21, deci atât președinta cât și actuala guvernare vor realiza că este nevoie și de profesioniști în toate instituțiile statului și atunci vom putea consolida capacitățile, într-adevăr, să guvernăm țara care să aducem plus valoare cetățeanului. Iată asta, cam așa spunea Igor Munteanu recent și ce sunt deputat PAS. Dar noi am venit, noi am propus, am promis, noi facem, noi avem cadre, noi avem... Domnule Ciurea, domnule Ciurea, un minut până la final. În 2009 am dat legitimitate parcursului european. În 2010 am dat legitimitate parcursului european. În 2013 am dat legitimitate pentru parcursul european. În 2019 am repetat această legitimitate și acum iarăși trebuie să ieșim, ne cheamă în stradă să dăm legitimitate acestui parcurs european. Câte astfel de evenimente trebuie să mai aibă loc? Dacă România e declarat stat eșuat de Klaus Iohannis, nu vedeți că Moldova e șoaptă. Nu-și pierde valoarea acestea adunări naționale? Este o vorbă la moldoveni, nu știu, poate și la români. Dacă spui de 100 de ori halva, oricum în gură dulce nu se face. Eu sunt foarte sceptic în această privință. Cât mai mult vorbești de Uniunea Europeană și integrare, cu atât mai puțin o ai și șanse sunt mai puțin și noi vedem. Dar mi-ar plăcea să aibă dreptate domnul Codreanu. Cât această cale spre Uniunea Europeană, într-adevăr, să fie una cu șanse. Mi-ar plăcea, dar nu cred, din ceea ce văd. Dar să vorbească. Poate vor reuși. Este foarte greu să ajungi acum în Uniunea Europeană, din punct de vedere politic, din punct de vedere geopolitic, din această cauză, politicienii care vorbesc de Uniunea Europeană, un pic ne hrănesc cu iluzii. Și ei o fac, poate pentru binele lor politic, pentru binele nostru politic, dar eu mă tem de aceste iluzii. Eu două propoziții. Scurt. Uitați-vă, într-adevăr, cum să zice, când o putere are foarte multe voturi și mai departe, pe dânsa cade o mare sarcină pentru coagularea societății, pentru coeziunea societății. Asta este una. Dar în al doilea rând, un pic nu-s de acord. Eu admit și faptul că în Uniunea Europeană am putea mai intra chiar mai devreme decât și eu credeam că la Sfântul Așteaptă. Acum parcă mi se pare că s-ar putea să grăbească lucrurile. Dar este cu atât mai mare răspunderea puterii actuale ca acest lucru să-l fac mai accelerat, cu coeziune, cu unirea eforturilor și oamenii să aibă încredere că nu există egoism politic, dar este o dorință, o deschidere de a unii societate. Domnul Pavlicenko, și eu am aceeași dorință. Domnule Ciurea, mergeți în 21 în piață? Bun, eu ca jurnalist, probabil că sunt și jurnalist, probabil va trebui să... Nu cred că voi fi în piață fizic, dar cu siguranță voi reflecta acest lucru. Criticând guvernarea, credeți că sunteți binevenit acolo? Eu cred că voi rămâne atunci pe poziție și nu cred în comitete ceea ce își doresc liderii. Deci eu cred că va fi un... dacă nu va fi un detector acolo. Da. Eu vă mulțumesc mult pentru discuții. Le continuăm în afara emisiei. Să rămână doamna Pavlicenko, domnule Ciurea, vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Orizont TV și pe pagina noastră de Facebook și YouTube TV6. Toate bune!